Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Am strâns așa din dinți că s-a bâțiat telefonul. Și am impresia că dacă mârri la el, nu se mai bâție. Dragii mei din zodia Gemeni sau cu ascendent în această zodie, haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi perioada 1-15 septembrie 2020, evident. Dragii mei, începem cu poziția în care vă veți afla în această perioadă din tarotul egiptean și iată că pentru voi este cartea magicianului. Sunteți într-o poziție foarte bună, într-o poziție de număr 1, într-o poziție în care ar trebui sau ar fi bine să profitați de această energie și să începeți lucruri noi, să începeți poate proiecte noi, să începeți parteneriate noi, tot felul de lucruri noi. Sunteți susținuți să faceți acest lucru, aveți și această energie care vă vorbește despre posibilități nelimitate în această perioadă. Puteți încerca toate chestiile care vă trec prin cap, bine, alea bune și conformitate cu legea, că altfel o să fie nasol, și ele vă vor ieși pentru că aveți asul în mânecă, aveți toate ustensilele și toate resursele necesare de a duce lucrurile la bun sfârșit și de a face chestiile astea pe care vreți să le începeți, de a le face foarte, foarte faine. Ce mai avem ca energie care vă guvernează în această perioadă? Past, present and future, și putem vorbi de reîntoarcerea în această perioadă, în viața voastră, a unor situații sau a unor persoane pe care le-ați mai întâlnit. Se întorc. V-am spus, fie scenarii, fie persoane cu care ați mai fost, iată, e posibil să vină în această perioadă în viața voastră și e foarte posibil. Acum îmi suflă regia în ureche și îmi spune că da, deoarece se arată în această perioadă o reuniune. Este foarte posibil să fie vorba despre o nuntă. Iată, aveți din partea acestui oracol cartea nunții. Mai avem și această carte de comunitatea comunității, care vorbește despre o reuniune a unor persoane cunoscute. Avem și cartea reuniunii, care ne vorbește despre acest lucru. Dar, atenție că la acest eveniment se pare că vine o persoană sau vă veți întâlni cu o persoană caracterizată de această carte a hoțului, da? Așa se numește, nu, asta nu e hoțul, a dușmanului, asta este cartea dușmanului și iată că în spatele reuniunii aveți cartea hoțului de desubt. La această reuniune apare o persoană pe care foarte posibil o cunoașteți, dar este o persoană care vă spune lucruri dulci, vă vorbește foarte frumos în față, despre asta vorbește această carte, dar de fapt este o persoană ascunsă. Este o persoană care nu vă vrea neapărat binele. Dacă vă trece cineva prin minte acum, să știți că la ea se referă aceste cărți. Aveți dreptate, nu vă îndoiți de intuiția voastră, vă repet 1000 de ori dacă este cazul. Bun, ce mai avem în această perioadă? Se declanșează cumva destinul, aveți această carte a destinului, exact în mijlocul citirii apare această carte și vorbește despre faptul că ceea ce se va întâmpla în această perioadă este, iată, mâna destinului vine să vă aducă ceva sau poate să vă ia ceva, de ce nu, că destinul le face pe ambele. Vedem foarte clar că unii dintre voi aveți niște pierdere emoționale, a fost o trădare, a fost o chestie cu care intrați în această perioadă, probabil legată de un trio conjugal care s-a terminat, este acest 3 de cupe în poziție întoarsă. Poate să fie trio conjugal, poate să fie o colaborare care s-a încheiat și ați fost foarte dezamăgiți că s-a terminat acest lucru. Dar a fost acolo o chestie care probabil, sigur, v-a plăcut. Indiferent de natura acestui parteneriat, a fost cu pasiune, a fost cu foc. Iată, focul ăsta s-a întors, pasiunea nu a mai fost acolo, s-a întors situația cu susul în jos și unii dintre voi chiar ați avut de suferit. Pentru cei care, Doamne ferește! Pentru cei care rezonează cu
trio conjugal, să spunem așa, iată-te peste acest 3 de săbii, peste această dezamăgire, ca și lămurire, a venit această carte a soldatului. Poate dezamăgirea voastră vine din partea unei persoane care poartă haină militară și care are ca și altă caracteristică o afecțiune. Mă rog, suferă de inimărat, cine știe de ce suferă această persoană. Dar ca să ne dăm noi seama despre cine este vorba și de unde vine această inimă însăgetată acolo. Ce mai avem? Se arată, așa cum am spus, se arată pentru unii dintre voi, s-a terminat o chestie, dar apare, pentru că vine mâna destinului, răstoarnă ceva și ridică alte oportunități în viața voastră. Ia către această carte de parteneriate și alianțe, care apare în această perioadă în viața voastră, și acum mă întind, fac aici șpagatul după cărți, vine oracul soarelui și vă dă această carte de Enterprise, care vorbește despre industrie, vorbește despre parteneriate, vorbește despre business, vorbește despre investiții în niște chestii, da? Pe care voi le veți face să înflorească, le veți face să rodească, pentru că aveți tot ceea ce vă trebuie, aveți tot ceea ce vă trebuie și ce este necesar pentru a duce aceste parteneriate la bun sfârșit. Acest parteneriat este de bun augur, dragii mei. Aveți această carte a empatiei, dar ea vorbește despre o persoană cu care voi vă veți asocia și este o persoană benefică. Este o persoană care vă înțelege. Este o persoană cu care veți vorbi pe aceeași limbă. Chit că e de business, chit că e de amor ghebos, veți vorbi pe aceeași limbă, vă veți înțelege de această dată. Este o persoană, cam celul și aici lămuriri, o persoană fidelă, iată această carte a fidelității, este o persoană care e posibil să, poate vă face și o vizită, dar mai clar decât atât, aș spune că veți primi un mesaj acasă la voi din partea acestei persoane, care se ocupă, din ce vedem aici, cu negoțul. Face un negoț. De orice fel ar fi el, persoana asta e de business, e chitită pe așa ceva. Bun, vine acest parteneriat, eu zic că este bine să-l acceptați pentru că sunteți într-o perioadă în care puteți face lucrurile să se întâmple. Și este o perioadă în care, vă spun această carte, se pot îndeplini niște dorințe. Aveți cartea de Wishes Fulfilled, îndeplinirea dorințelor. Ce trebuie voi să faceți este doar să primiți, să credeți cu toată tăria că meritați să primiți ceea ce vine acum. Să nu mai stați legați de ceea ce ați pierdut, de inima rănită și de ce s-a întâmplat în trecut acolo. Lăsați să se ducă, da? Și vă spune și Nix cu această măturică, Clarence, faceți curățenie. Faceți curățenie în viața voastră, lăsați să se ducă trecutul acolo unde trebuie să se ducă și faceți loc lucrurilor noi să vină în viața voastră. Aveți forță din punct de vedere fizic, unii dintre voi aveți forța necesară să faceți chestii de astea care necesită mai multă energie din punct de vedere fizic. Vă spune această carte, această rună de Uruz se numește ea și vorbește despre rezistență, despre forță, exact ca acest taur. Veți avea în această perioadă forța de a duce, proiecte la bun sfârșit sau chestii mai masive, mai solide, metaforic vorbind, veți avea forța necesară să faceți acest lucru. Este cu această carte de High Priestess of Earth, această mare preoteasă a Pământului, vă spune că e importantă alimentația în această perioadă. E foarte important să fiți atenți la ceea ce băgați în fizicul vostru, pentru că veți avea nevoie de multă energie, da? Veți avea nevoie de această energie și iacătă, Marea Preoteasă a Pământului vine și vă spune hrăniți-vă cu chestii cât mai naturale, posibil, dacă mai găsim așa ceva, chestii care să îți dea această forță necesară. Acum stăteam și ascultam ce mi se transmite. Mi se spune că e foarte indicat în această perioadă să mâncați cât mai multe rădăcinoase, pentru că ele conțin această energie telurică și care alimentează primul centru energetic, și fructe și legume de culoare roșie.
Bun, ăsta a fost mesajul, l-am transmis cu brio, bravo mie, ce mă bucur când transmit mesaje cu brio. Bun, bun, bun. Amorul de boss vine și el cu două cărți și spune așa: Let your friends help you. Lasă prietenii să te ajute. Să te ajute să treci peste acea inimă însăgetată. Să te ajute să nu te mai gândești la toate tâmpeniile care au fost în trecut. Și acum tu ai să-mi spui, da, că știi tu cât am suferit. Te înțeleg. Dar important este să nu rămâi acolo. Lasă, vorbește cu prietenii, cu amicii, cu familia, cu cine vrei tu. Asta îți spune prima carte și a doua carte vorbește de appreciation, de apreciere. Dar vorbește despre faptul că cu cât, am făcut pauza dintre că și cu, da, să vă sesizam, cu cât te iubești tu mai mult pe tine, cu cât te respecti tu mai mult pe tine, cu atât devii mai atrăgător, atrăgătoare pentru cei din jurul tău. Când stai tu cu inima frântă și strângi de milă acolo, vai de energia ta, energia aia o percep și cei din jurul tău. Și ia că te nu se apropie nimeni de tine, da? Deci e bine să ai grijă de tine atât din punct de vedere al alimentației, dar și din punct de vedere al iubirii și aprecierii de sine. Este foarte, foarte important și acest lucru. Se pare că nu simt că ar fi neapărat în această perioadă, doar parcă vine așa o briză a acestei energii, a unei persoane care vrea să vină către voi și este, aș putea spune, o completare a voastră perfectă. De ce? Pentru că această carte se numește Man of the Earth, Woman of the Sky, bărbat al pământului, femeie a cerului. Este o completare frumoasă. Este cineva care energetic vă pândește, așteaptă energetic ca voi să fiți pregătiți și să lăsați energia acestei persoane să intre în viața voastră. Această persoană mi se spune acum că a fost și ea rănită, are și ea inima frântă, exact așa cum aveți și voi. Poate și această persoană se află în proces de vindecare, așa cum vă aflați voi în această perioadă, și când și voi și persoana asta veți ajunge la vindecare, la iertare de sine și iertare a partenerului, partenerei, abia atunci această uniune frumoasă, pentru că este o uniune superbă, va avea loc. E foarte important în această perioadă, dragii mei, să comunicați, să vorbiți, pentru că aveți chakra gâtului în poziție întoarsă, chakra comunicării. Dați afară, spuneți ceea ce aveți de spus, bineînțeles, într-un mod politicos, pe cât se poate de politicos, și dacă nu se poate, atunci scrieți aceste cuvinte undeva și ardeți acea hârtie sau imaginați-vă că este persoana în fața voastră, dar scoateți, verbalizați ceea ce aveți în interiorul vostru, foarte, foarte important. Cineva se gândește la voi exact cum am spus și se gândește cu dragoste, se gândește să vă facă un cadou, poate chiar inima sa, da? Se gândește să vină cu un cadou legat de amor, poate cu o propunere în această privință. Dar până atunci, dragii mei, trebuie să lucrați voi cu voi și v-am spus să scoateți niște chestii la suprafață și să lăsați trecutul în spate. Și o carte importantă din partea lui Simbol, în care spune ce anume vă împiedică. Ia cătă această carte, vorbește despre rana de abandon, vorbește despre copiluțul ăsta mic interior. Ia vedeți voi cum stați cu rana de abandon. Ia vedeți de ce a fost așa de mare rana asta sufletească în momentul în care s-a terminat parteneriatul sau trio conjugal, ce-o fi fost acolo. Vedeți și rezolvați această traumă de abandon ca să puteți merge mai departe, ca să puteți întâlni această pereche perfectă pentru voi, care se gândește să vă dea de veste, se gândește să vă dea cadou, poate pe bune un cadou sau cadou această relație între voi doi. Iar mesajul din partea îngerilor vine de la Francesca și Francesca spune așa: ce îți dorești tu în momentul de față? Vizualizează și va deveni adevărat, va deveni realitate. Negativitatea, fricile, definițiile nasoale, care azi tâmpite, da, definițiile tâmpite că nu merit, că nu sunt suficient de bun și așa mai departe, vor bloca acest proces. Gândește-te, dragul meu, draga mea, ce îți dorești.
Vizualizează-te acolo, simte-te acolo, joacă-te, pretend. Exact ca atunci când eram mici și ne credeam, nu știu, cowboy zâne și ce ne mai credeam noi pe acolo. Și eram, măi, oameni buni în acea... Eram acolo, eram în poveste. Exact așa se întâmplă și cu materializarea. Ia-o pe câmpii, fă-te copil pentru 5-10 minute în viața ta și simte-te în scenariul pe care tu ți-l dorești. Și după aia dai drumul, lasă-l, nu te mai gândi la el, pentru că mintea, maimuța noastră o să vină cu tot felul de tâmpenii și blochează ceea ce ai creat. Bun, dragii mei gemeni sau cu ascendent în această zodie, asta este citirea pentru voi, perioada 1-15 septembrie 2020. Aștept comenturile voastre în secțiunea de comenti și în timp ce vă spun asta, trebuie să scot și pentru voi un bilețel, că mi-am adus aminte. Și uite așa, dacă nu s-o obișnuită, ce să facem? Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Dragii mei, și dacă vreți să ne vedem și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și mesajul din castronelul vrăjitoarelor pentru voi este, sper că se vede, speranță. Dragii mei, nu vă pierdeți speranța că nu există cineva pentru voi, ba da, este și este a perfect match, a perfect match, este o pereche perfectă pentru voi. Deci nu vă pierdeți speranța, speranța este cuvântul de ordine în această perioadă pentru voi. Dragii mei, până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la taroscop sau orice altfel de citire, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.